cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună dimineața! O nouă cafea aici pe Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, mai târziu și pe YouTube. Astăzi, o prea frumoasă emisiune făcută, ca să spunem așa, din laptop. Va trebui să fim atenți, să punem, să vedem ce postăm, cum postăm, dar să sperăm că ne va ieși o emisiune. Titlul ei sper eu să fie interesant, Absurdistan Nemțean. Pentru că trăim așa într-un județ în care toate lucrurile sunt frumoase, drăguțe, toți când sunt la guvernare sunt tari, mari și foarte puternici și un pic aroganți. Când ajung în opoziție devin brusc cooperanți și ei fac o politică corectă și fără atacuri la persoană. Deci, cum spuneam, trăim într-o zodie a absurdului. În general, presa din Neamț încearcă să informeze câtă presă mai există. Ai însă o problemă. De multe ori, când vrei să informezi cu ceva anume, punctual, o lucrare, un concurs, ceva, ți se dă un răspuns standard. Știți, nu putem mai mult de atât, nu se poate, nu sunt date publice, chiar dacă totul se face pe bani publici. Și pentru că de multe ori ești în situația de a nu putea verifica o știre, decât la nivelul informațiilor primare sau la nivelul unei bârfe, astăzi vă propun să discutăm un pic despre bârfe și dacă discutăm despre bârfe, eu vă propun să începem cu bârfe la cea mai mare unitate spitalicească din județ, anume Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. O bârfuliță de spital. Cică a avut loc un concurs pentru un post nu foarte important de asistent nutriționist. Comisia a fost drastică, foarte drastică. Iar șef de comisie ar fi fost chiar prietena concurentului. Așa spune bârfa. Concurentul însuși ar fi fost văzut și că de oameni binevoitori umblând la o mașină a cuiva de la serviciu cadre. Probabil că mașina trebuia puțin curățată. În zonă ar fi și camere de luat vederi. Bașca că examenul s-ar fi ținut chiar în biroul de la personal pentru o mai bună supraveghere. Poți să crezi așa ceva? Noi nu putem crede că s-a ajuns până într-acolo. Dar, tot la capitolul bârfe și tot la capitolul concursuri, să ne amintim că pe vremea domnului Codruț Munteanu, fost manager de spital, a avut loc un concurs pentru poziția de șef de achiziții la spital, poziție importantă, cu răspundere, cum la spital pe vremea erau cel puțin două găști principale, gașca care era cu directorul și gașca împotriva directorului, bineînțeles că fiecare gașca a încercat să-și pună omul la poziția respectivă. Cei care erau împotriva directorului ar fi mers pe mâna unui băiat din instituție, foarte priceput, ni se spune, și nu avem de ce să nu credem lucrul acesta, dar care ar fi avut, ghilimele, păcatul că ar fi fost rudă cu unul din directorii din spital. Și că în felul acesta s-ar fi urmărit promovarea sa acolo. Pentru că, și înțelegeți dumneavoastră, crengătură de interese. Pe de altă parte, cealaltă tabără, care îl foloseau de vârf de la început, fostul manager, nu știu dacă el știa despre ce e vorba sau nu, au vrut să promoveze un fost polițist, care deja era un om trecut prin viață, pentru că el nu și-a terminat cariera de polițist la pensie, ci și-a terminat-o prin, hai să-i spunem, desfacerea contractului de muncă în urma unei sentințe judecătorești. El a făcut parte din celebrul lot al rutieriștilor, polițiștii de la rutiere, prins cu
Știți, imagini cu șpaga în cărticică, etc. S-au dat mai multe. Dacă vreți, vi le putem aduce aminte odată. Deci acest om se dorea să fie la achiziție. El era promovat de un prieten care a fost și el în aceeași postură. Deci, probabil că ar fi fost omul potrivit la locul potrivit, pentru că ar fi știut ce nu trebuie să facă ca să nu mai fie condamnat odată cum a fost condamnat în dosarul cu șpaga. Asta e bârfă serioasă, grea, mare, nu de doi bani. Încă o bârfuliță. De data asta de la obstetrică ginecologie. Și că ar fi probleme cu încadrarea unei doamne doctor care are program complet aici, face și gărzi, dar mai face gărzi și la Suceava. Și când face gărzi la Suceava și pleacă de la Piatra, nu s-ar putea încadra în program și inevitabil mai pierde câte o oră. E anunțată chiar și conducerea. Dar, ca să vezi, o să la nicio măsură. Perfulițe de spital. Hai să trecem la nivelul următor. Mergem spre o altă instituție care este în atenția opiniei publice și anume AFA, APA, SERV. Pentru că la APA, SERV, bârfele sunt ca peștele în apă. Se spune la APA, SERV că directorul ar fi fost înregistrat când era în birou ca să caute ceva împotriva lui. De cine? Nu știm. Dar mai există o bârfuliță. Acum domnul Angheluță, care n-a trecut prima dată proba pentru concursul de manager, după aia a luat-o la contestație și după aia Consiliul de Administrație a zis că nu-i bun. După ce cu 3 săptămâni înainte a spus că este perfect, înțelegeți ceva? Nici noi nu înțelegem nimic. Deci domnul Angheluță trebuie înlocuit acum. Și pe cine să, cu cine să-l înlocuiască? Ne-a șoptit o păsărică, de fapt 2 păsărele din APA SERV, ne-au șoptit 2 păsărele, că s-a găsit înlocuitorul perfect. Are calitatea de membru de partid, are calitatea de lucrător în APA SERV și cu funcții de conducere, așa, și are și un nume predestinat pentru APA SERV în relațiile cu populația. Îl cheamă Păcală. Ioan Păcală. Vi-l mai amintiți? Doamne, un om plin de calități, a fost director, a fost candidat al PSD-ului la alegerile de la Dumbrava Roșie și a pierdut cu brio la ultimele alegeri. Dar este un om care bine merită de la acest județ, de aceea noi l-am propune chiar la o pensie specială, până atunci să vedem dacă ajunge sau nu ajunge să conducă APA SERV. Bun, mergem la bârfe politice. De fapt, aici nu sunt bârfe politice, mai mult constatări politice. Dacă vreți, putem face și bârfe. Ci că la PSD e mare, mare concordie acum. Toată lumea s-a împăcat cu toată lumea. Doamna Arcan s-a împăcat cu doamna Soroceanu, care este apolitică, dar este băgat într-un sondaj, ci că la PSD. Domnul Manoliu pupat Piața Independenței cu Ana Bulai și cu Alexandru Rotaru, de fapt nu, Alexandru Rotaru și Manoliu pupat Piața Independenței cu Ana Bulai și invers, domnul Cuc pupat Piața Independenței cu toți care vor să fie candidați la Camera Deputaților și îl văd pe el ca pe un dușman, deci o mare concordie în acest partid. Dar să remarcăm acum la modul foarte serios faptul că Ionel Arsene, după ultima ședință de alegeri, ședință extraordinară de alegeri, într-o conferință de presă, o rara avis conferință de presă la APA SERV, deci domnul Ionel Arsene a spus că din acest moment PSD-ul va face un alt fel de campanie electorală și va fi cel care va da tonul unui discurs civilizat, fără atacuri la persoană, pe proiecte. Salutăm această inițiativă a președintului PSD și să o agrementăm cu niște mici exemple, e adevărat, înainte de conferința de presă. De exemplu, domnul Arsene dădea un semnal către guvernul PNL și le spunea ceva de genul, cred că în Cotidianul, dacă nu mă înșel,
le spunea ceva de genul că sunteți niște băieți buni, adică niște nemernici. Este un semn că discursul poate fi civilizat, adică să fie un pic mai civilizat de acum încolo, în campania electorală. Acum să nu vă supărați, eu îl înțeleg când vorbește că îi face nemernici, pentru că nici de-a lungul despre activitatea politică sau activitatea administrativă. Un alt exemplu care vine tot de la Ionel Arsene, apropo de onestitate în politică, de respect față de adversarul politic, nu dușmanul politic, așa ni s-a spus, este faptul că atunci când a vorbit despre drumuri, autostrăzi în zona Moldovei, domnul Ionel Arsene a ținut să facă public numărul de telefon al noului ministru de resort. Pentru că noul ministru locuiește, mă scuzați, pe domnul Cook. Domnul Cook, care acum, vă spuneam, vrea să candideze în neamț și să performeze în neamț, ceea ce probabil va fi o plus, poate fi înregistrată ca o plus valoare la nivelul Partidului Social Democrat Neamț. Frumos, nu? Foarte frumos. Eu ce să vă spun? Că în acest moment am vorbit timp de aproape 12 minute despre bârfe și ar fi cazul să mă opresc. Doresc să aveți numai zile frumoase și liniștite și pe cât se poate să asistați cu un zâmbet la spectacolul politic pe care și noi încercăm să vi-l ilustrăm aici. Sănătate!